Pe 19 februarie 1876 se năștea părintele sculpturii moderne. Constantin Brâncuș a venit pe lume la Hobița, județul Gorj. Părinții lui, Nicolae și Maria, erau țărani. La fel ca alți copii de țărani din acea vreme, Constantin nu a mers la școală. De la 7 ani a lucrat ca păstor, având grijă mai întâi de turma familiei, apoi lucrând pentru alții. În această perioadă a deprins gustul pentru arta populară a cioplitului în lemn. La 9 ani, Brâncuș a mers la Târgu Jiu pentru a căuta de lucru. Mai întâi a lucrat într-o vopsitorie, 2 ani mai târziu pentru un băcan din Slatina, apoi într-o cârciumă din Craiova, unde a rămas câțiva ani. Și-a păstrat gustul pentru lucruri în lemn și s-a implicat în proiecte de sculptură elaborate. Performanțele lui au atras atenția unui industriaș care în 1894 l-a adus la Școala de Arte și Meserii din Craiova. Pentru a rămâne la această școală, Brâncuș a trebuit să învețe singur să scrie și să citească. La 20 de ani a început să călătorească. A mers la Viena și s-a angajat cioplitor în lemn pentru a câștiga banii necesari șederii acolo. Pentru că ambiția lui era să devină sculptor, în 1898 s-a înscris la concursul de admitere la Școala de Arte Frumoasă din București și a fost admis. În 1903, după terminarea stagiului militar, Brâncuș a fost atras de faimea lui Auguste Rodin, care se răspândise de la Paris la București. Exemplul lui Rodin i-a trezit lui Brâncuș curiozitatea de a vedea ce se întâmplă în artă dincolo de granițele țării sale. Și a plecat la München, în Germania, unde a rămas până în primăvara lui 1904. Apoi s-a decis să meargă la Paris, o călătorie costisitoare pentru un om cu un venit modest. O mare parte din călătorie a fost făcută pe jos, cu geanta la spate, și a trebuit să-și vândă ceasul ca să plătească barca pentru a traversa lacul Constanț. A ajuns la Paris în iulie, a fost admis la Școala de Arte Frumoase, iar în 1906 a avut prima expoziție la Paris, în salonul sponsorizat de stat, apoi la Salonul Toamnei. Și-a închiriat un atelier în zona Montparnasse din Paris, unde a făcut experiențe radicale care îi vor defini stilul. Primii colecționari ce au sprijinit activitatea erau peste ocean. Celebra domnișoara Pogani, reprezentarea iubirii din tinerețea lui Brâncuș, a fost expusă inițial în New York și Boston. Între timp, criticii din întreaga lume atacau natura radicală a lucrărilor sale. În 1918 a sculptat în lemn prima versiune a coloanei infinitului. Creată dintr-o serie de elemente simetrice suprapuse, această coloană, inspirată de stâlpii caselor țărănești din România, întruchipa nevoia de ascensiune spirituală pe care Brâncuș a exprimat-o adesea în lucrările sale. Contribuția lui la salonul din 1920, Prințesa X, un portret al unei persoane imaginare, care ia o curioasă formă falică, a declanșat un întreg scandal. A intervenit poliția și l-a obligat să scoată lucrarea, deoarece dădea naștere la interpretări nedorite. S-a reîntors în România pentru prima dată în 1924. În abia în 1938 au fost inaugurate cele 3 lucrări monumentale dintr-o grădină publică din Târgu Jiu. Unei versiuni uriașe în oțel la coloana infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. În anii 40-50 se bucura deja de o largă popularitate, fiind apreciat drept inițiatorul unui nou curent. De mult mai puțină apreciere a avut partea acasă, în 1952 pierzându-și și cetățenia română. După ce țara natală a respins cererea lui Brâncuș de a reveni în România și donația 80 de sculpturi, maestrul s-a stins în viață pe 16 martie 1957 la Paris, mărturisind: "Mor cu sufletul nempăcat că voi putrezi într-un pământ străin, departe de ființa cea mai dragă, mama mea."